Deci, mâncăm mâncare de copii mici. De-aia e bune. E bune care multe lucruri. Dar bă, ca să te obsedați, ne aducem mâncare de aia. Să rănați că ea cristelii este mai bună. Să acoperiți tăra. Le mănânc cu vir cu tot. Bă, e bune ca să dați să bine. Mamă, ce rău. Cred că s-a pus multă prăjitură. Ce face peste? Iau și eu de pe Mihai. Bă, mi-a făcut de râs. Deci, o bag și o păvrăz. S-a pus ră, uite, îmi bag inel de la urmă. Pac! M-am logodit. Dar pot să-l bag și pe deșitul ăsta. M-am logodit. Singur cu mine, uite, îmi bag și pe deșitul. S-a rupt pe ăsta. E mai gros la loroc. Nu pot să mă locuiesc cu mine. Ce stai? Hai, intră. Mă locuiesc așa. S-a rupt și ăsta, lasă să rup. S-a rupt. Băi, măcar de la a treia încercare. Cam povești nemuritoare. Da? Nici noi cu patru. Să găsim unul mai mare. Ia, mă logodesc. De data asta. Hai te rog. Logodește-mă cu Dan. Ia uite că m-am logodit. La a treia încercare am reușit să m-am logodit. Eu cu mine. Me, myself, in Irie. Cine e Irie? Irene. Nu, me, myself, and I. Dar eu sunt și femeie. Deci eu dacă sunt Dan, aici sunt Dana. E Dan Dana. Sunt Dan Dana. M-am plăbătit de unul singur. Și să mă și căsătoresc cu mine, nu. Mi-e silă de mine. Sau cred că mi-e și milă de mine. Cum să mă căsătoresc cu mine? Doar mă logodesc așa. Nu mă duc eu la biserică asta. Și nu-mi jur nimic. Jurămintea de dragoste. Și ce să-mi jur eu? Să-mi înjur jurămintele? Mă jurămintea de dragoste. Și hai să mă fac frumos. Vreau să nu se rupe logodna. Uite, aici. Deci, întâi mă fac gagiu. Dan. Și acum mă fac Dana. Sì, Dana. Fa cavolo, fa che ci faccio? Ti porti paura? Come posso vorresti io di essere avrei? Boi, lasciamo per me sto rigui, che se no. Vedi, cam palento mai tare ca tine. Io reggae romantic. Mamă, ce răghelă! Gata, mai depășit am aici. Dar. Ai talent în tine. Gata, mă rog, pierd. Ia Biblia și jură pe Biblie.
Sun 69. Yeah, ce psalm am băgat. Nu e, 24-25, capitolul 25. Am mai dat eu la capitolul 25, mă, nu știu. Și ce multă carte la capitol? Cele două coșuri cu zmochine, capitolul 24. Și soartea viitoare a poporului. Sunt supii pe popor. Robia Babilonului și pedeapsa tuturor neamurilor. Este Vechiul Testament. E scris de Jeremia. Și stai, Jeremia nu e Ieremia. Da, așa l-am tradus noi. Că așa se zice, da, era Jeremia ăla original. De unde știu? Plângeri. Plângea după aia. Plângeri ultimii nenorociri ale cetății. Capitolul 4. Mamă, te sperii dacă știți de asta. De-aia unii, pula mea, se sperie. Rugăciunea profetului Ieremia. Nu știu ce era profet. Zicea, adu-ți aminte, Doamne, de cele întâmplate și vezi ocara noastră. Acum traducere de libertinaj, așa, adice, vezi cum înjură ăștia. Pă, arhaism zice, uite, ce ocară nasolă ne-ai băgat aici, Doamne. Deci l-am bunat Jeremia ăsta pe Dumnezeu. Moștenirea și casele noastre au căzut pe mâna celor străini de al neam. Bă, s-ar putea aplica și la România. Am ajuns orfani, fără tată, mamele noastre sunt văduve. Jeremia, eu sunt și mai original. N-am tată, n-am mamă, n-am pe nimeni. N-am iubit-o. Să fericit. Am poezia mea, Ieremia. Dar de ce? Tasul murise în războiul ăla. Bem apa noastră cu bani. Wow! Și apa o bea cu bani. Și noi bem apa cu bani. Cum? Trebuie cumva să bea apa. Jeremia cu bani. Lemnile noastre le primim cu plată. Păi Jeremia, totul costă. Trebuia să stai și tu cald. Așa. Pe glumajii noștri stau prigonitorii și deși n-avem puteri, nu ne dau răgaze. Era ca sclav. Mi-am zis că ar fi ca niște juguri. Hai să mâncăm o smochină de asta ce vreau să fie. De ce plânge? De ce plânge? Da, hai cu zona asta pe tot. Ezechiel. Acum ar fi chelul și un bladon. Vedeniile prorocului Ezechiel. Eu uite, face nebun pe Ezechiel. Începe să îl iubește pe Ezechiel. Cred că pe ăsta îl iau de mentor. Că noi am zice vedenii, eu uite, m-am căsătorit de la Dana. Și am rămas doar da. Aha. Îl vedea Adiliu, face vedenii, cu toate că în arhaism era, avea limb, lua legături cu alte chestii. În anul al 30-lea, în ziua a 5-a, a lunii a 4-a, deci Ezechiel ăsta trebuie să facă băiat mare,
nu știu câte ani avea, dar era imediat în anul al 13-lea. În ziua a 5-a a lunii a 4-a, că nu știm de când începe facerea lumii. Deci, când era? În ziua a 5-a iunie. Ba nu. Era ianuarie, februarie, martie, aprilie. În ziua a 5-a. Era pe 5 aprilie. Cel puțin asta știm sigur. Era pe 5 aprilie. A zis, bă, gata, acum dacă am trecut de 1 aprilie, pot să bag și o vedenie, că dacă le ziceam vedenii de 1 aprilie, nu mă credea nimeni. Așa poate mă cred câțiva. În râul ăla, mi s-a deschis cerurile și am văzut vedenii dumnezești. Ce vreau să mă întreb? Și am văzut vedenii, dar nu mă cred nimeni. Dar nu era în râu. L-am văzut peste tot. L-am văzut și în cer și pe pământ. Peste tot. Ezechiel original. Tu doar ai văzut într-o dată. De fapt, tu ți-ai văzut sufletul Ezechiel. Asta e cam măcar corect. Original. Tu când te-ai uitat în lacul ăla, râul ăla, când ți-ai văzut sufletul, că era un direată, că era râu. Va interpreta pe ziua. În ziua a 50-a lunii a 4-a, a 5-a, tot în ziua aia, în anul al 5-lea al robirii regelui Joachim. Băi, mă enervează, trebuia o Biblie de aia cu scrisul mai mare, dar n-are cum. E prea îngrămădită, dar abia mai văd. Îmi trebuie ochelari de aia pe virjeați. Să stau cu bolcanile la ochi. Hai să trecem la vedenia cărții. Wow! Ezechiel vedea cărți! De ce era scriitoarele, bă? Atunci am auzit glasul uneia care mi-a zis: Fiul omului, scoală în picioare. Deci Ezechiel era ca că am să-ți vorbesc. Ola, o, să trăiți original. Cine ești tu? Stai așa, ușurel. Stai calm, nu te speria, că nu-ți face băiatul nimic. Ia, hai să mă decăsătorez. Gata, acum am făcut călugă. Și cum mi-a zis acela, cred că s-o tipă la mama, bă, faci Caterinca? Nu fac Caterinca, fata. Reinterpretez. Că e studiu Biblie. O fac și eu, că să știi că e Biblia Hazlie, Biblia satanică. De seama că mai scris alții Biblia Hazlie. Cu Caterinca, cu dată. Că viața are de toate, să știi că are și umor. În Biblie, dacă o cauți bine. Și cum mi-a acela vorbele acestea a intrat Duhul în mine. Deci era inspirat. Face gata, intră Duhul în tine. Un Duh mai șmecher. Deci el, mamă, mi-a tras la grade, la chel. Cum? Și-a tras, nu, update. A zis, gata, trebuie să mă povestesc. Iar ăla ăștia niște chestii. Acela mi-a zis, fiu om. Zicea, bă, ești om, eu sunt mai altă. Dar tu știi că i-a așteptat fiul omului, dar a fost mult fiul omului. Acum, al doilea care s-a arătat, poate că sunt foarte mulți profeți în Biblie, îl recunoaștem de profet pe Iisus. Și a zis că ar veni a doua oară, dar vine fiul omului. L-a zis și Iisus. Și așa le zice la ăștia, fiul omului,
cu toate că Ezechiel e înainte de Iisus. Că ăla, nu știu, vine pe la Noul Testament, ca să vă la ce pagine. O, uite câte Biblii de alea de aici. Are și hartă. Epistola Sobornicea Sfântului Apostol Iuda. Mamă, ce original! Păi zice Sfântul Apostol Iuda, de ce are dreptate? Încă îi zice Sfântul Apostol cu toate că aruncă cu gestul în el. Îl recunoaște ăștia de Sfântul Apostol. Deci încă e Sfânt. Hai, bă, n-avem să îl plecăm cu ăla. Ia uite, a doua venire a lui Hristos. Capitolul 5. Testamoine. Iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scrie. Aia, wow, ce fantastic. Ce vreți să vă dăm, bă, pe exact? Să-l mai omorâți, bă, da? Căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea. Ce înseamnă fur poți? Deci nu știi când vine. Vezi, mai repet o dată, că poate ești, poate ești credin. Cu toate că nu e hoț, ai ideea. Atunci când vor zice pace, liniște, atunci fără veste, va veni peste ei pieirea. Wow, erau chiar proroci originali. Voi înșiși, fraților, nu sunteți în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Deci el vedea și în întuneric. Era super original. De fapt, ăsta nu prea se semnează, care scrie aici. E Tesaloniceni. Deci sunt mai mulți care am spus. Și după ce zice ei, fraților, dacă ar fi prăți între ei, nu prea zic să-mi frați. Ăsta e călugări. Ideea cu data originală. Căci voi toți sunteți și ai luminii și și ai zilei. Nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. Bă, la mine n-a fost. Eu sunt și al zilei și al nopții. Aici s-a lipit. Așa. De aceea să nu dorim ca și ceilalți și să priveghem și să fim treji. Aolo, eu nu pot să dorm să-mi bag prea mărul. Dar mi-e frică de dor. Eu o frică ancestrală. Când dor, parcă mă un pic, știi? Toate că mă bag în bără. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm. Deci ce explică? Era oameni noctambul care dormeau. Majoritatea oamenilor dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, aici nu mai sunt acolo. Noaptea se îmbată. Vezi, nu prea există. Vezi, bine să tragi brâjdia noaptea. De ce? Poate până dimineața îți revii. Chilul nou să-ți faci treburile. Așa. Dar noi fiind ai zilei, aici vine capitală de la Dumnezeu, să fim treji. Băi, eu mai pot să vorbim din noaptea în ziua, bine că îmi fac o zi de vreștie, că pot să mai duc ușor. Fiind cu toate că mă obosește rău. O să fac pauză, totuși. Voi faceți asta să băga pe religie la masă. Da, fac studiul Bibliei de omul. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie. Deci, bă, nu fiți fioroși. Și eu al lui nu ne-a rânduit ca să ne dăm cu castane în cap și să batem lumea și asta. Ce e cu bătaie de lume, știi?
ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vezi de ce zic eu că ăștia nu scrie Hristos? Zicea Hristos în primordial. Și de-aia era Heremia. De obicei băga mult haș. Ăștia. Cum făceau băga haș? Nu știu ce băga. Dar băga mult haș. Și da, hașul e mult. Pe vremuri nu eram hristian. Dar asta e bine la un moment dat că asta mai țin prin falimile. Care a murit, asta vezi, este românească, nu știu când a fost traducerea Biblia. Prima traducere a Bibliei a fost făcută de niște englezi. Cea acceptată. Dar e traducerea dinainte. Biblia catolică. Cred că vreau să fac și vă de aici. Să citesc pe aia. Regele nu știu care. A zis, bă, băgați-vă la Biblie. Cred că nu e dar diferită. Și e mai recentă, știi? Dar e tradusă mai mult. De ce? E prea haică limba. Dacă te uiți, s-au păstrat așa. Eu că am citit multe cărți la viața mea și de alea vechi, știu pula mea ce e asta, alții studiază eu. Îi trebuie un dicționar al limbii române, cred că despre ei, să văd pula mea definiția la aia. Așa. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi. Deci pe cei ce muncesc. Care sunt mai mari voștri în Domnul și vă povățuiesc, deci învățătorii, profesorii. Și sunt muncitori. Și pentru lucrarea lor, deci ei ăsta recunoștea, poți fi atent că lucrarea asta lor e destul de grea ca să ajungă la performanța asta. Să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisoțitoare. Cum? E o antiteză? Un antagonism. Prisositoare. Ce înseamnă de prisos? Noi dacă zicem de prisos, ar fi așa. Păcând prisositoare, în limba arhaică română, înseamnă nedestulătoare. Adică merită foarte multă dragoste. Exact, original. Trăiți între voi în bună pace. Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială. Ei, zice, băi. Deci călugării ăștia era fioroși. Adică nu era fioroși. Mai obraz. E cam, nu știu cum să zic. Ăla, da, te-am păcătit. Bă, lumea 110. Eu îți pot atrage atunci de pe boală. Păi zice că lucrurile ăla, bă, dacă eu nu pot să fac chestia asta, eu cred că nimeni nu o să pot. Așa. Vă rugăm însă, așa. Eu ce culoam este aici? Bă, nu mai văd. Nici n-am lumină de redus. Ia. O pun. Luați seama să nu răsplătească
cineva căruia răul cu rău. Adică, bă, fie atent că răul naște rău și după asta ajunge la o situație de criză. Așa. Și întotdeauna să urmați cele bune, unul față de altul, față de toți. Bucurați-vă pururea. Și învățat de bine, pentru că eu speram. Și vezi, uite, se roagă de ăia. Rugați-vă neîncetat. Nu neapărat la Dumnezeu și la oameni. Și pe Dumnezeu. Hai că am o persoană. Și să-mi vă folosesc și pe Dumnezeu. Și ajungi.